După ce au stat o lună prin cantonamentele din Turcia și Spania, elevii lui Oleg Protasov au revenit la Giurgiu pentru a se pregăti în vederea primului meci oficial din 2015. Antrenorul Astrei este mulțumit în urma stagiului de pregătire efectuat, dar și de jucătorii pe care îi are sub comandă. Despre echipa noastră putem să spunem că am terminat perioada de pregătiri, însă acum urmează examenele. Сегодня есть мегали села есть в Васики индекада, ке капи пектис повертане на масовети, сум пистеуме. Cred că nu este mare diferență față de tur, cam aceiași jucători. Între timp însă au ajuns și ceva jucători noi care sperăm să ne ajute în acest retur. Giurgiuvenii vor disputa miercuri semifinala Cupei Ligii în deplasare cu Steaua București. Oleg Protasov este conștient că va avea parte de un meci dificil, dar are încredere în elevii săi. Este clar că Steaua în toate compartimentele are jucători valoroși, însă noi nu vrem să dăm nume, dar în același timp o să fim pregătiți, pentru că și noi la rândul nostru avem jucători valoroși. Antrenorul Astrei spune că acum lotul său îi permite să abordeze trei stiluri noi de joc pe care le va încerca în returul de campionat. Nu există nicio comparație între tur și acum. Acum avem doi atacanți. Sunt ai noștri, într-adevăr, n-am adus alții, dar avem doi atacanți. Ali Begar care este într-o perioadă foarte bună și Fatai care și-a revenit. Eu să aștept la acum în tritul, am metaximas, mi poți... Și într-adevăr, încă ne gândim să aducem un atacant tânăr pentru viitor, care să crească pe lângă cei doi care deja sunt bine. Într-adevăr, s-a lucrat ceva în această perioadă de pregătiri la trei sisteme. O să vedem dacă la... Exact, posim astea mișchi, te în tipul lui. O să joace un rol mare cu ce adversar jucăm și cum suntem și noi în același timp. La Astra s-au regăsit câteva figuri noi față de cele anunțate deja. Andrei Răuță, moldoveanul Dan Spătar și un polonez, Hubert Volakiewicz, care ultima oară a fost capitanul echipei Lech Poznan din Polonia.